Bunjurică, sunt Arotela cu a doua etalare sau câtă vreți voi. Dacă nu e a doua etalare, este prima, dar trebuie să o urmăriți pe cea cu bani și sănătate. Cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec, etalare pentru iulie. Dar nu uitați, cu etalare se poate manifesta câteva luni de acum încolo sau a început deja să se manifeste. Ați primit mesaje de la îngeri. Exprimați-vă dragostea prin cadouri. 19. Dacă 19 vă spune ceva, poate ține de ziua cuiva. 9 și cu 1, 10, numărul 1. 1 înseamnă inițiere de ceva. Începeți o nouă etapă. Începeți ceva în momentul în care exprimați printr-un cadou, evident, dragostea. Că deja trecem la capitolul relații și alte chestiuni, da? Deși am zis și în prima înregistrare că banii și sănătatea ne afectează doar pe voi și viața particulară. 19. Este o lume acvatică, posibil trebuie să comunicați și emoțional. Însă, uneori, dragostea chiar trebuie manifestată și prin chestiuni materiale. Altfel, doar vorbind, doar simțind, nu reușim să arătăm aprecierea. Aprecierea. Oh, ce frumos! La capătul setului de cărți. Aveți, dragostea face diferența. Posibil trebuie să învățați în acest moment în care exprimați sau exprimând învățați că dragostea se exprimă pe multe căi. În fine, dragostea face diferența. 31, 31, 4. Există cineva în preajma voastră care, într-un fel sau altul, vă oferă stabilitate. Probabil persoana ați cunoscut-o de curând. Este o nouă dragoste în viața voastră sau urmează să vină. New love, da? 2 cu 6, 8. 8 înseamnă transformare. Ia uite, și iar aveți 8. Vă transformă viața. Eventual, învățați să vă iubiți ceea ce sunteți, cum sunteți și dacă sunt anumite aspecte în voi, la voi, care nu vă plac, învățați să le transformați prin această nouă dragoste. Eventual, această nouă dragoste vă ajută să vă iubiți, să vă înțelegeți fricile despre care am vorbit la sănătate, la cealaltă înregistrare. Și uite așa faceți diferența între persoana aceasta și celelalte și vă dați seama că aceasta este dragoste, nu ce ați experimentat, ce ați trăit până acum. Evident, poate să fie și viceversa. Ei să trăiască toată chestia asta, dar totuși etalarea voastră și atunci mesajul raportăm la voi. Dragostea face diferența. Dragostea ajută, vindecă rănile trecutului. Probabil această nouă dragoste vă ajută să vă iubiți, să vă vindecați. Și vă asigură un sentiment de stabilitate. Am vorbit numărul 4, da? 3 cu 1, 4. Și de stimă față de voi. Și este o discuție foarte lungă pe subiectul ăsta. Ce înseamnă să te iubești? Nu înseamnă să fii egoist. Nu înseamnă să ai pretenții și așteptări absurde de la celălalt. Înseamnă să nu permiți ca ceilalți să te... În primul rând, să proiecteze diferite chestii pe tine, să te manipuleze, pardon, sau să te manifeste într-un fel care nu te reprezintă. Poate cândva o să... Be supportive. Susțineți persoana care susțineți, persoana care vă e dragă și pregătiți-vă să începeți o călătorie lungă în care dragostea îndură, 1 Corinteni cu 13 din Biblie. În momentul în care treceți prin multe împreună cu persoana dragă, puteți să manifestați miracole și binecuvântări, pentru că miracole nu apar pur și simplu. Apar pentru că le manifestați, pentru că le manifestăm. Oricineva v-a susținut sau vă susține, ori voi sunteți chemați să susțineți pe cineva, eventual să va veni și vouă rândul, dacă cineva v-a susținut, trebuie să-i susțineți și voi. Oricum, dragostea îndură și aveți o nouă dragoste.
Nu, poate, repet, poate să fie de câteva luni de zile, nu muse acum într-o zi, două, trei, da? Pentru că n-ai cum să dai seama într-o zi dacă cineva te iubește sau dacă iubești. Oricum, exprimați-vă dragostea și prin daruri. Haideți să vedem leitmotivul acestei luni. Oh, ce interesant, s-a oprit la destin. La destin și cunoștință și intuiție și mama. Oh, ce frumos. Am vorbit despre mama la sănătate, dar există cineva care are sentimente materne față de voi, care are mare intuiție și multă cunoștință, knowledge, a lot of knowledge. Da, o persoană cu care, într-un fel sau altul, e o persoană de destin. V-ați întâlnit pentru că destinul v-a adus împreună, nu e doar o întâmplare și aveți niște lucruri foarte importante de manifestat împreună. Poate persoana vă aduce aminte de mamă sau poate într-un fel sau altul are așa un caracter mai mămos, mai matern. Ia uite, aici sunteți voi, eventual, regina, da, regina de foc, care vrea un nou început, o nouă pasiune după ce a manifestat suferința 10 de aer. O persoană mămoasă. Însă, depinde, repet, cum ați avut voi relația cu mama, că poate dacă ați avut o relație neplăcută cu mama, nu mai știți ce înseamnă o persoană mămoasă. Și blândă și care vă hrănește emoțional și vă susține. Leitmotivul berbecuților pentru iulie. Și berbecuțelor, evident. Leitmotivul berbecilor pentru iulie. Nu pot, sunt așa de mari. Wow, nu sunt prea multe. Integritate, o las pe asta. Și totuși. Wow. Interesant. Deci, leitmotivul este integritate. Unii dintre voi trebuie să înțelegeți conceptul ăsta dacă sunteți mai tineri, cei mai în vârstă, poate și ei, că am văzut și berbeți în vârstă care n-au înțeles totuși conceptul ăsta, în general bărbați. Una este să ai poftă și alta e să îți exprimi dragostea și pe cale erotică. Pentru acest lucru ai nevoie de înțelepciune, ai nevoie de putere ca să te controlezi și să te manifeste erotic cu cine te apreciază, cu cine te vede, cu cine te susține. Wow! La capătul setului de cărți. Sunteți într-un moment de zero, un moment de alegere. Trebuie să alegeți două căi. O cale care pare interesantă, plină de foc, de tentații, dar va aduce lacrimi și o cale care pare mai sobră, dar va aduce lumină. Că sunteți voi în relație cu cineva, am mai discutat de chestia asta, nebunul și steaua, apare acum copilul și regele de pământ. E o diferență foarte mare între voi doi. Poate și de vârstă, poate și de experiență spirituală. Și din acest motiv aveți, iaute, da, trebuie să faceți această alegere, care poate pe unii să-i înspăimânte. Cum să aleg eu o cale atât de sobră când aș putea să aleg tentațiile? Dar gândiți-vă că tentațiile în timp vă aduc, apropo de integritate, vă aduc lacrimi. Pe de o parte, șapte. Pentru unii aveți o figură nu maternă, paternă, tată, șef, soț, care v-a influențat negativ. Aveți aici și patru de aer și patru de monede. Posibil, am zis, să fie și în familie sau la locul de muncă. Dar în acest context văd o influență negativă. Tatăl nu transmite corect exemplele pe care trebuie să le transmită, pentru că este și șapte de aer, care de obicei înseamnă minciune. Aici arată ca cineva care vorbește fără să vadă, fără să citească, fără să înțeleagă.
Și trebuie să învățați să echilibrați, să echilibrați viața sau să învățați să vă echilibrați pe voi. Un alt mesaj pentru unii dintre voi, separat sau puteți să legați, unii dintre voi nu ați putut manifesta destinul vostru, este invers, din cauza lipsei de cunoștință și eventual din cauza lipsei de stabilitate financiară, eventual deconectarea de tradiții, pentru că 10 de pământ, în general 10 de monede, reprezintă pe lângă abundență financiară și echilibru financiar și tradiții și familie. Nu ați avut o familie tradițională, interesantă. Interesant mesajul, pentru că au venit cărțile invers. Nu, faptul că nu ați avut acest echilibru în familie și nici cunoștințe nu vi-au fost transmise. Nu v-ați putut, nu vă puteți manifesta eventual destinul privind la ei. Bănuiesc, așa simt și este și logic, da, și voi puteți să înțelegeți chestia asta absolut logic, că dacă ar fi să schimbăm invers cărțile, ați putea să vă manifestați destinul în momentul în care căpătați cunoștință despre cum să vă echilibrați viața, cum să manifestați abundență financiară și, în primul rând, 10 de monede, repet, înseamnă tradiții, cum să manifestați varianta pozitivă a tradițiilor, pentru că nu este niciun păcat, este chiar foarte important să te bucuri de tradițiile culturii din care faci parte, a familiei și tot așa, să iei exemplele bune, da? Ce cărți să folosesc? Ce cărți să folosesc? Să le folosesc pe astea? Numărul 1, numărul 2. Că sunteți voi aici, că sunt ei aici, sau vă schimbați pozițiile, voi știți, veți trăi și veți vedea. Ia să vedem, să băgăm și un blitz. Mă băgăm blitz. Ok, ok. Și berbeci. Iulie 2020. Wow, justiție în suflet. Aveți o balanță, unii dintre voi. Dacă nu-i balanță, să zicem că este, pentru că totuși nu e, justiția nu reprezintă munsă, e o persoană, e un concept. Am zis așa la modul simplist, pentru că e interesant, aveți integritate și justiție. În suflet vă doriți să faceți justiție divină, sau să primiți, sau să faceți. Berbecii, când îi apucă pe ei dreptatea, sunt în stare să repare lucrurile și să facă dreptate. E în poziția, mai ales și cu ascendent în berbec, e în poziția relațiilor a casei a șaptea. Da, ei strică multe, dar sunt și în stare să repare, dacă vor. Da? Deci în suflet aveți această justiție. Ori știți că unul dintre voi, nu vreau acum să zic cine ca să nu vă supărați, unul dintre voi nu a fost integru, nu a fost corect, dacă avem, da, integritate și justiție, dragii mei. Integritate și un concept, sunt două concepte foarte grele, foarte intense, care se leagă, evident, unul de celălalt. Și interesant că avem aici trei personaje, da? Două pasionale și una este mai înțeleaptă decât cealaltă. Oh, da, și un măr, o tentație. Interesant. Cineva v-a tentat sau vă tentează și trebuie să manifestați justiție. Aveți aici un faeton care vă creează conflicte, iar spânzurat, iar 10 de bâte și iar asul. Asul și steaua, băi, deci cum revin cărțile, înalțe de cărți. Trebuie să manifestați dreptate, vindecare, credință, eventual cu o persoană, cu persoana care vă e destinată. Și persoana care vă e destinată s-ar putea să fie la distanță, 10 de bâte, trebuie să călătoriți. Călătoria este reexprimată și de faeton. De faeton. Această călătorie vă creează conflicte pentru că a stagnat într-o situație, iar revenim la prima parte, primul videoclip, o situație care v-a consumat, în care, nu știu, ceva n-a mers. Ceva n-a mers, că, și să dau atâtea explicații de fiecare dată, ceva n-a mers. A fost prea mult pentru unii dintre voi. Ha, interesant. De ce m-am apucat eu să citesc? Am zis că vorbesc mai puțin, gata, vorbesc mai puțin. Justiție în suflet, cavalerul de cupe. Am zis că trebuie să vă exprimați, am zis la prima etalare, că trebuie să intrați într-o lume emoțională, să vă exprimați și emoțional, să vă eliberați de niște preconcepții, da? Și trebuie să vă exprimați și prin cadouri. Cavalerul de cupe face cadouri și face cadouri frumoase, adică nu doar bâte, înțelegeți. Face cadouri frumoase. Ori vă doriți voi să oferiți cadou cuiva,
Cadouri care emoționează, cadouri care ajung la inimă, da? Înțelegeți, nu băte care pun pe jar. Ori vă gândiți la cineva care reprezintă acest cavaler, ori voi vă gândiți cum ar fi să deveniți voi acest cavaler de cupe ca să faceți justiție. Vom trăi și vom vedea. Da, vreți să exprimați. Wow, v-ați separat de cineva, e clar. Au fost niște discuții. Ia uitați cărțile. Ia uitați cărțile. Valetul de spade, moartea, turnul, cavalerul de spade. Niște discuții care a adus răni pe cineva, eu cred că pe amândoi v-a rănit această discuție. Situația în acest moment pare ruptă definitiv, însă s-ar putea. Există o roată a norocului. Un trio pe lângă o căsătorie, niște trădări, măi, 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 totuși, faptul că e roata norocului, cineva își dorește să schimbe situația. În bine, bănuiesc eu. Eventual unii dintre voi vă gândiți la un divorț, pentru că se vede că divorț sau separare de cineva care nu vă oferă ce vă doriți. Adică nu vă aduce fericire. Cum acționează persoana de la numărul 111? V-ați izolat? Numărul 1. Se izolează un pic, dar se izolează de bine, adică să-și caute lumina și e bine. Când apare eremitul, e fain. Da, chiar dacă nu se vorbește în perioada asta, nu știu când se va vorbi, va înțelege care și justiția și eremitul, eremitul caută lumina, va înțelege acest concept al integrității și e bine. Dacă sunteți voi, e super. Dacă sunt ei, iar e super. Și totuși apare un nou de cupe. Cine v-a adus fericire, v-a adus și lacrimi. Sau invers, voi le-ați adus fericire, voi le aduceți lacrimi. E o legătură. Cred că sunteți flăcări gemene unii, suflete gemene. Twin flame, 11-11. Da? 1-1. Dar trebuie să încheiați acest capitol. Ba râdeți, ba plângeți împreună. Posibil pentru unii să fiți chiar într-o relație de căsnicie. Și apare și lumea, apare și justiția. Unii vreți să puneți punct și să manifestați. Să manifestați sufletul. Wow, vai ce frumos e! Vai ce frumos, sufletul vostru pereche, doi de cupe și îndrăgostiții. Mai m-ați terminat și magicianul. Da, am zis eu că pentru unii, chiar dacă s-a pus capăt, asta s-ar putea să-i ambiționeze pe unii dintre voi. Voi sau ei, repede câte ori, toți. Voi sau ei. Acum că vreți să vă refaceți viața tot cu persoana de care v-ați separat sau cu altă persoană care vă umple cupele, vă umple de emoții. Că totuși, haideți să vedem. Voi vă gândiți la cineva care vă emoționează, dar în suflet aveți justiția și justiția nu e deloc emoțională, dragii mei. Asta înseamnă că sufletul vostru s-a obișnuit un pic să fie prea analitic. Au, să mă țină și pe mine bateria, te rog frumos. Ia să opresc eu blitzul, că am consumat bateria. Hai să vedem. Wow, moartea, da? Moartea, turnul. Iar apare, iar apare. A fost o separare. Ori vă doriți separare de cineva din familie sau cineva cu care ați avut relații. De ce vă este teamă? Eu, persoană care am zis că seamănă cu voi, am mai zis sau nu știu unde am zis-o, am zis-o pe undeva, Regina de Băte. Ori sunteți voi la distanță de persoana aceasta, tot aia e, ori sunt ei la distanță, absolut tot aia e. Dar persoana aceasta, într-un fel sau altul, seamănă cu voi. Parcă am mai zis-o tot la prima înregistrare, Regina de Băte. Ia uite, asul de cupe. Vă este teamă că nu puteți aștepta, că persoana respectivă nu vă așteaptă să veniți la un drum sau nu-i puteți aștepta pe ei? Așteptați ceva să vină. Așteptați acest as de cupe. Vreți să munciți pentru el. Interesant. Sunteți foarte îngândurați și visați. Visați că vă veți bate pentru a vă elibera, iar spânzuratul a vă vindeca. Și a manifesta, a ieșit din șabloane, da, asta vreți. Interesant. Și totuși, asta e în poziția fricilor.
Deci, că nu știți dacă vă va aștepta persoana, dacă veți putea călători, dacă veți putea comunica, că e trei, totuși e trei, cu această persoană care, v-am spus, este asemănătoare cu voi. Eventual, o să clarificăm. Am zis. Vă pune și pe jar, vă umple și sufletul. Poziția dorințelor. Deci, dorințe. Ce-și doresc berbecuții? Wow! Patru de băte. Vă doriți flacăra voastră geamănă sau sufletul vostru sau o familie fericită sau o relație stabilă, că vorbim de patru. O relație stabilă, dar nu plictisitoare, mai, cu care să vă puteți simți bine. Să aveți, să găsiți afinități, hobby-uri comune care să vă susțină creșterea, să puneți bazele. Vă doriți să puneți bazele unei relații faine. Iar apare moartea, iar apare turnul. Ce legătură are asta? Variază de la unul la altul. Unul a fost mai imatur, altul a fost mai... Hai să vedem ce reușiți să faceți finalul pentru numărul care o fi aici. Berbeci. Hop! Șapte. Așteptați și voi, nu? Șapte. O să clarificăm. Trebuie să învățați, în primul rând, să investiți corect, să faceți pașii corecți. Oricum, trebuie să așteptați. Trebuie să mai așteptați ca să culegeți roadele acestei transformări, că acum deocamdată tăceți, se leagă oarecum. Aici aveți tăcere, dar o tăcere care produce creștere spirituală. Cartea a venit normal, putea să sară invers dacă vrea. Oh. Și pentru justiție trebuie să aveți răbdare. Iar se termină cu această moarte, moartea confuziilor. Trebuie să vă vindecați de niște confuzii, de niște trădări. Ca să manifestați visele voastre și multele opțiuni pe care le puteți manifesta oricând, trebuie să vă vindecați de trădări. Și trebuie să învățați. Wow! Doi de monede și diavolul. Ați fost între două situații. Pentru unii posibil semn de pământ. Wow! O situație toxică. Diavolul, wow. Ok, numărul 2. Hai să vedem. Persoana a doua implicată în această relație. Mai. 2. Da, 2 tu balanță sau cu planete în balanță. 2 de spade, majoritatea știm că reprezintă un aspect în balanță. Persoana respectivă, aceasta, vom vedea cum se așează cărțile. Și-a blocat sufletul. Și-a blocat. E în poziția sufletului. Are sufletul gata. Închis. Ia uite, persoana, de altfel foarte faină. Împărăteasa. Împărăteasa, 6 de cupe. Iar faetonul pentru unul semn oracului, pentru altul, alt semn de... Nu, aici zic că sunteți voi. Voi între... Semn de foc. Alături de un semn de apă, rac, pești sau scorpion. Aveți multe, multe cărți care arată așa ceva. Oricum, lângă această persoană, v-ați simțit copii, v-ați simțit emoționați, ați simțit că îi cunoașteți de nu știu cât timp, chiar dacă i-ați cunoscut ieri. Ați simțit telepatie, poate ați avut și vise din, eu știu, despre experiențe din altă viață. E o persoană generoasă, frumoasă, abundentă, care va aduce fericire, protecție. Tot ce e mai frumos. Venus. Este Venus. Și nu mai dau zodii, pentru că... Ia uite, și soarele. Care v-a adus bucurie și totuși acum, ia uite, ați crezut într-un mare ideal, într-o mare fericire și totuși acum, cel puțin, printre toate cărțile astea frumoase, apare un trei de spade. Simt că o să
rezolvați în timp, cu răbdare, cavalerul de monede. O să vindecați această decepție. E o decepție. Cred că este o decepție de moment. Rămâne de văzut. Pentru că voi în suflet vă doriți justiție, ei acum și-au blocat sufletul și asta e. Va trebui să treceți la acțiune, că sunteți ființe, berbecuții. Ființe de acțiune, sunteți marțieni, nu sunteți venusieni. Dacă persoana respectivă a fost venusiană, voi sunteți marțieni și trebuie să manifestați acestia. La ce se gândesc? Wow! Se gândesc că la un moment dat s-au simțit singuri. La un moment dat da, s-au simțit singuri în cuplu. Și totuși, mai sunt, vom vedea și la clarificări, dacă s-au simțit singuri alături de voi, dacă ceva n-a mers împreună cu voi, da, că sunteți voi aici, că sunt ei, vom vedea la clarificări. Există și varianta frumoasă a lui 5 de monede, dacă a fost o senzație de singurătate, că apare și eremitul. Se dorește lumina între cele două persoane. Se dorește ca cele două persoane, dacă se vor reconecta, dacă se va face această justiție divină, se va face prin lumină spirituală, prin spiritualitate. Se va reface această integritate prin creștere spirituală, da? Cineva e foarte de... O, regina de cupe. Regina de cupe e super defensivă acum. Are și 9 și 7 de monede și vrea să se detașeze mental. Și de cine? De voi? De cavalerul de monede. Ia, regina de cupe, semn de rac, sau pești sau scorpion, iar apare semn. Persoana aceasta, eu știu pentru cine e talarea, că uneori și eu m-am săturat să dau foarte multe variante când văd clar unele foarte evidente. Cu fi regina de cupe, cu fi semn de apă, cu fi o persoană foarte emoțională, că tot va apare chestia asta. Dragostea face diferența. Trebuie să învățați să dăruiți și practic și să, nu știu, să luptați. Că acum persoana asta e foarte defensivă. Din acest motiv apare și tăcere și așteptare. Și nevoia de a face, știți, sunteți conștienți că trebuie făcută justiție divină. Cum acționează persoana aceasta? Ia uite, luna. Nu comunică. E clar că e semnul de apă. Ia uite și s-a oprit la faetonul. Luna și faeton. Cel puțin în luna iulie sau pe perioada zodiei racului nu se va comunica prea mult. Deci, oricum, este vorba de cineva cu marcaj în semnul racului. Sau Mercurul ăsta retrograd în rac v-a afectat pe amândoi. Iar apare, iar se oprește, iar se oprește aici. Voi ați vrut victoria, dar poate unii dintre voi nu ați manifestat-o corect. Nu? Ați manifestat-o prea... Și o să deranjeze dacă zic, dar ăsta e adevărul. Unii dintre voi ați manifestat într-un mod prea egotic. În această relație cu acest personaj, care soarele și regele de cupe, păi, adică nu e oricine. Persoana aceasta nu este oricine, cel puțin nu este oricine în viața voastră. Da? Și 10 de cupe. Tot aici s-a oprit. Da? Puteți să aveți multă fericire și totuși în acest și soarele să aveți împreună și 10 de cupe împreună și totuși în acest moment, dar în această perioadă, la acest nivel, aveți un 3 de spade. Unul dintre voi a fost mai egoist, fără nicio supărare. Fără nicio supărare. Asta e, nu vă place, nu vă place, căutați în altă parte, dar unul dintre voi a fost mai egoist. Arată cărțile, clar, clar, cât aș încerca să vă menajez. Și celălalt se retrage. Și cine a fost egoist știe. E conștient că e nevoie de justiție. Eventual e conștient că trebuie să se separe de cineva care poate l-a influențat, da, cum am văzut la prima etalare, Lună și Regina de Spade. Și iar apare luna. Persoana aceasta nu vrea să mai împărtășească cu voi din viața publică, din felul în care acționează. Ține sec nu că ține secret, pur și simplu nu vrea să se arate. Nu vrea să se arate. De ce este frică? Ia să vedem. De ce este frică acestei persoane?
pică ceva sau mi s-a pomenit. Am văzut 8 de spade. De un blocaj mental. Probabil că dacă rămâne în acest stadiu, situația dintre voi îi blochează mental. Am văzut 8 de spade, clar. Stai să răsucesc un pic. Dar 8 de spade înseamnă nu doar colivie mentală, înseamnă, pentru că e 8, înseamnă și transformare. Sunt conștienți că trebuie să se transforme mental dintr-un punct de vedere. Trebuie transformată ceva. Ia uite. Da? Trebuie transformat ceva în viața voastră, în relația voastră. De-aia a apărut și turnul. O chestiune de integritate, de drumuri, de alegeri. De ce este teamă? Oh, 8 de monede? Îi este teamă că nu veți lucra în această relație. 8 de monede lucrează. Lucrează asidu, foarte intens, detailat. Stă noaptea și lucrează, creează abundență, creează eventual pe de-o parte. Dacă ar fi vorba de viața lor personală, se gândesc la echilibrul lor, transformarea lor financiară și eventual își fac griji că nu o vor rezolva. Dacă e vorba de viața personală, pentru că au și niște probleme financiare în acest moment. Și probabil le este teamă, că apare luna, luna înseamnă și teamă, că nu-și echilibrează viața, că nu-și găsesc jobul potrivit, că am vorbit de job. Pe de altă parte, dacă sunteți, că văd că unii dintre voi v-ați separat, sunteți într-o tăcere, într-o separare, le este teamă că nu veți lucra în această direcție. Ia uite. Cineva vrea să comunice, însă cealaltă persoană este defensivă, iar apare. Vrea să manifeste vindecarea sa și o nouă relație, eventual, în altă direcție. Că apare și roata norocului, înseamnă schimbare. Ce își dorește? Ia să vedem. Ce își dorește această persoană? Oh! Cinci de monede înseamnă conflicte, oh, baterie, please, conflicte, dar înseamnă și creativitate, își dorește, să zic, să lupte cu concurența în cazul în care se gândește la bani. Pe de altă parte, s-ar putea să aibă niște conflicte mentale legate de voi. Hai, te rog, baterie, mai stai, nu te opri ca să nu lipezi video. Ok, dragii mei, iar o să lipesc înregistrările, iar o să apară filmora, vă rog, nu mă mai întrebați de ce apare dunga pentru că lipesc videoclipurile. Așa apare, deocamdată, când o să, probabil o să am mai multe opțiuni la acel program, nu o să mai apară dunga. Asta e, adaptați-vă. Am spus că finalul pentru această persoană este valetul de bâte invers. Dacă vă reprezintă, că reprezintă semn de foc, dacă vă reprezintă pe voi, înseamnă că deocamdată nu își dorește să vă manifeste. Din niște motive, vom trăi și vom vedea. Nu își dorește să comunice, pentru că valetul reprezintă comunicare, dar a venit valetul invers. Și asta pentru că, din punctul lor de vedere, valetul de bâte s-a manifestat imatur. Persoana respectivă apare, dragii mei, ia uitați-vă, împărăteasa și marele preot. Persoana respectivă, persoană asumată, darnică, frumoasă. Pe de o parte, posibil, există două variante. Ori o persoană foarte evoluată spiritual, fără nicio jenă, trebuie să spun. Persoană evoluată spiritual, care acum refuză oferta semnului de foc, 6 de bâte. O refuză pentru că o selectează, are nevoie de altceva, are nevoie de o dragoste adevărată, nu are nevoie de aere, da? Nu are nevoie de impresii. Da.
Pe de altă parte, mai ai și varianta a doua, că sunteți mulți și evident că nu la toate la tot se potrivește acest mesaj. Pe de altă parte, posibil pentru unii persoana să fie căsătorită sau să aibă niște tradiții destul de bine, dacă nu căsătorită, să fie legată din punct de vedere religios de niște tradiții care să o facă foarte selectivă. Foarte selectivă. Își dorește vindecare, patru de spade, asul de cupe. După niște trădări. Se simte trădată. Trebuie să aleagă. Ia uite. Iar ales între diavol, da? Între ce este toxic, niște argumente au fost toxice, și creștere financiară, valetul de monede, echilibru financiar, care a fost afectat din cauza unor discuții. Eu așa v-am transmis, așa văd, așa vă transmit. Hai să clarific. Hai să clarific. O, împăratul! Ia uite, vai! Împăratul și împărăteasa. Mai, voi sunteți într-un cuplu divin, unii dintre voi sunteți chiar cu flacăra geamănă sau cu sufletul vostru pereche darmică, ăla cu care puteți să faceți o împărăție împreună, dar se vede? Da? Împăratul și împărăteasa? 3 și 4? Ce mișto sunteți! Dar în acest moment nu comunicați. Pe cât puteți să creșteți de frumos împreună, pe atât de mult vă puteți răni unul pe celălalt și izola și proiecta în frig și în ceață. Dar trebuie să încheiați acest capitol, trebuie să comunicați, dar să comunicați după vindecare, să faceți planuri, planuri de depășirea acestui ciclu de suferințe, ori împreună, dacă a fost un ciclu, așa, dacă sunteți de curând, dacă e dragoste nouă, să depășiți împreună trădările pe care le-ați experimentat cu ceilalți, dragii mei, și să munciți și să vă apărați acest echilibru. Eventual, împreună să vă faceți justiție divină. Interesant mesajul, da. Împreună, probabil că împreună, dacă veți reuși să fiți împreună, veți face justiție divină. În viața fiecăruia și în fine, înțelegeți. Ha, interesant. Există și o balanță în context pentru unii, dacă nu e vorba de justiție, dar e frumos să vorbim despre justiție divină, da? Hai să vedem. Și vă rog, repet, nu mă mai întrebați de filmora. Apare dunga, asta e. Încercați și acceptați-o o perioadă. Nu este dorința mea musai să fie cu dungă. Mi-o pune automat. Ce? Cum clarificăm justiția? O, e, te vezi? Iată că am zis bine. Trebuie făcută justiție după aceste rând, după acest ciclu de trădări. Că sunteți voi, că sunt ei. Dacă ați fost într-o căsătorie, că 10 înseamnă și căsătorie sau job sau eu știu ce mai înseamnă, multe relații, da? Multe relații de lungă durată sau de un timp cel puțin. Vreți să vă separați, să vă divorțați, să încheiați contractele, că e un contract, justiția, da? Vreți să încheiați contractul cu toți cei care v-au rănit și să vă echilibrați viața. Pentru că știți, e un lucru foarte interesant. În momentul în care noi suntem răniți, îi rănim și pe ceilalți. Dacă voi sunteți aici și stați în această energie, o transmite și celor pe care poate îi doriți alături, pe care poate îi vedeți frumoși și drăguți și faini și nu puteți manifesta această fericire pe care oricine și-o dorește din cauza trădărilor care atârnă energetic de voi. Trebuie să tăiați karmele. Trebuie să tăiați karmele. Ia uite. Iar apare cavalerul de cupe, șapte de cupe, cavalerul de spade. Cineva plânge. Cineva plânge, se simte manipulat pentru că unul nu a reușit să-și exprime, nu a vrut, poate nu a vrut să-și exprime emoțional sentimentele. Poate unul dintre voi a avut și mai multe opțiuni și nu s-a orientat cu toată energia către această poveste, către această nouă dragoste.
Cavalerul de cupe. Ia uite, da? 10-9. Am zis mai devreme și cred că are legătură. Dacă a stat în legături care v-a adus suferință, până nu le tăiați, nu vă veți putea bucura de acest cavaler de cupe. Pe de o parte le aduce și lor suferință, suferiți și voi că nu vă puteți bucura și tot așa înțelegeți. Multe griji. Eventual vă faceți griji cum să faceți această justiție divină, cum să încheiați acest ciclu de trădări, cum să vă vindecați dacă ați fost bolnaviori, că am vorbit și la sănătate. Vă faceți griji cum să vă duceți cu acest dar frumos, că dacă nu aveți experiență, nu aveți îndemânare, nu aveți obișnuință să vă exprimați emoțional, probabil vă faceți griji, asta e. Da? Vreți să comunicați cu acest rege de cupe. Da? Vreți să începeți ceva, să aveți încredere, să începeți să vă luptați pentru ei, să echilibrați această separare. Eremitul, clarificăm eremitul. Așteptare. Da? Interesant. Așteptare și aici, așteptare și acolo. E clar că trebuie să așteptați, să învățați, să investiți și, în primul rând, să investiți în grădina voastră interioară, în creșterea voastră spirituală, dacă sunteți voi aici. Evident că dacă sunt ei, sunt ei. Dar unii s-ar putea să fiți chiar aici, fără nicio supărare. Repet, încercați să nu vă alegeți pozițiile convenabile. Alegeți-vă sincer pozițiile. Unii trebuie să aveți răbdare să creșteți spiritual. Asta e. Sau măcar în iulie, pardon, nu? În iulie, trebuie, măcar în luna iulie, că e 7, să aveți răbdare și să creșteți în luna iulie cât crescați în 7 ani. Ca în povestea aia cu Jack și vrejul de fasole, da? Să creșteți într-un timp scurt, cât alții poate n-au crescut. Da? Iar, interesant, băi, deci se confirmă. Eremitul, după 8 de spade, iar justiția. E clar că pentru unii o să fie o balanță care v-a trădat sau v-a creat, sau un semn de aer, da? Care a fost injust cu voi. Și asta s-a proiectat în sufletul vostru și voi ați proiectat în sufletul altora. Că așa se face, da? Din proiecție în proiecție. Că suntem conectați unii la ceilalți. Dar trebuie să creșteți spiritual. Eventual, cineva trebuie să facă un gest de împăcare. Da? Exprimați-vă dragostea prin cadouri, da? Cavalerul de cupe, cavalerul de monede, cadouri, eventual, care emoționează, care exprimă sufletul. Nu, hai să-ți cumpăr nu știu ce, dar care nu exprimă dragostea. Clarificăm fricile. Ia uite, îndrăgostiții. E clar că sunteți îndrăgostiți de cineva care nu e lângă voi, trei de monede, e la distanță, de băte, pardon. Eventual v-ați întâlnit și la locul de muncă al unuia dintre voi, că nu degeaba voi fi zis trei de monede. Așa, sau dacă nu v-ați întâlnit la locul de muncă, vă doriți reconstrucția acestei separări. Sufletul vostru pereche, sufletul vostru geamă, da? Persoană cu care, cel puțin din punct de vedere pasional, semănați foarte mult. Adică aveți foc amândoi, sunteți. Încrezători în voi, în general, în ceea ce vă propuneți, da. Vă este teamă că nu veți putea manifesta această sau nu veți putea alege între persoana care va trăda și persoana care va aduce bucurie. E un moment și de alegeri. Alegeri importante în dragoste, foarte important. Și în poziția fricilor. Vă este teamă că nu puteți alege unii dintre voi. Și interesant că s-a oprit la 2. Iar 2, iar alegeri. Alegeți steagul victorios. Alegeți ce vă vindecă sufletul, da? Ce vă îndeamnă la visare, ce vă creează valoare. Regina de. Ce frumos! Regele de bâte, să zicem semnul de foc și regina de monede. Dar în acest moment, regina de monede nu prea se uită la semnul de foc. Nu, se uită pe. Ia uite, la reușită. Poate își caută un alt partener care o apreciază, pe de o parte. Dacă nu își caută alt partener care o apreciază, s-ar putea să se uite la reușitele sale, să își propună alte reușite. Interesant. Și sunt curioasă cu cine
Au fost niște discuții, da? Se vede că au fost. Cu fi balanță, cu fi geamă, cu fi vărsător, cu fi orice alt semn, au fost niște discuții. Și cineva, cu orice chip, a vrut să câștige, să domine mental, pentru că vorbim de spade, nu vorbim de emoții. N-a vrut să arate nicio emoție. Nema. Wow, ce frumos! Cine e aici? Cine o fi aici? Nu știu cine e, vedeți voi. Ce își dorește? 4 de băte, casă, relație de lungă durată, cu această flacără geamănă, cu această împărăteasă. Și să nu uitați că împărăteasa, în general, nu are cum să fie o persoană foarte tânără, că e împărăteasă, dragii mei. Nu-i prințesă, nici regină, e împărăteasă. Ar mai fi o altă variantă. Vă doriți o relație stabilă cu o persoană pe care o vedeți ca mama copiilor voștri? Am zis o figură maternă sau mămoasă uneori, dar nu prea mămoasă, totuși. Că poate să și domine. Împărăteasa, evident că poate să domine. Dar, dragii mei, dacă vreți să vă împăcați cu împărăteasă, chiar trebuie să oferiți ceva, pentru că la împărat și la împărătesc nu te poți duce cu mâna în goală. Este clar, clar. S-a detașat, ia uite, marea preoteasă, 10 de cupe, da? S-a detașat, pentru că apare aici perechea voastră divină, da? Împăratul și împărăteasa. Împăratul era foarte fericit, este fericit, vede, e dispus să muncească, să lupte, vede o familie, ia uite, 10 de cupe, 10 de monede, în secret. Nu spune, ține secret. Și pentru că împăratul ține secret toate aceste viziuni ale sale, că o să fim fericiți, că eu sunt fericit lângă tine, că voi munci, că voi lupta, voi ține secret această pasiune, la la la. Pentru că ține secret, persoana respectivă, evident că n-a știut ce a plecat, s-a detașat emoțional. De-aia zic, exprimați, că n-are omul cum să ghicească chiar tot ce simțiți. Ha. Mai există și varianta a doua. Mai există și varianta a doua pentru unii dintre voi. Dacă această mare preoteasă chiar e mare preoteasă și știți ce înseamnă, mare preoteasă, da? Marea preoteasă se detașează de persoanele care nu și-au exprimat, da? Nu s-au exprimat expres cupe, da? Cupe, cavalerul de cupe, cavalerul de monede, care nu s-a exprimat, se detașează și merge către 9, către 10, către abundență, eventual, dacă nu către voi, berbeci, poate către un taur sau către un leu. Deci, puteți să fiți voi acest împărat, acest berbec, da? Dar poate să fie foarte bine și un semn de pământ, poate să fie și cineva în semnul leului. E cu dublu înțeles, evident. Sau cu dublu mesaj, depinde de la persoană la persoană. Depinde ce faceți, ia uite. Nu vreau să-l păstrez. Da, persoana se detașează că e supărată, va și blocat. Însă voi trebuie să învățați să aveți credință și să transformați, dacă ați fost imaturi, să transformați, să fiți asumați. Ha, interesant. Sau invers, dacă cineva v-a consumat într-o altă direcție, pe aici, pe undeva, să rupe, să transformați cu ei și să o luați de la 0, de la 1, de la cât vreți voi. Ia, 7 de monede. Clarificăm 7 de monede. Ia, uite ce frumos! Ce interesant, vă doriți? Unii vă doriți cu cineva care are marcaj pe semnul pământului, da? Vă doriți această împărăteasă, această casă, această relație stabilă, da? Că sunteți îndrăgostiți. Dar trebuie să alegeți între cine v-a trădat până acum, cine a fost rece, distant și cineva cu care puteți crește. Și cu răbdare, 7 de monede, cu răbdare puteți să aveți această relație. Colaborare, dacă nu vreți să fie relație, poate să fie și colaborare, da? Ce frumos! Mă bucur pentru voi!
Și iar s-a oprit la... Iar s-a oprit la 8 de cupe. Da, interesant, o fi aceeași regină care e la distanță, care e poziția fricilor. Da, eu zic că totuși ori voi, ori soarta într-un fel sau altul, dar evident, implicându-vă, nu stând cu mâna în sân, vă va ajuta să vindecați această situație, să vă vindecați de acele sacrificii și să colaborați cu cine va aduce eventual bucurii și dragoste. Să renașteți o situație în care la un moment dat trebuie să fiți între două chestiuni, între familie și persoana dragă, între prieteni și persoana dragă, între job și persoana dragă sau între persoana dragă și o altă persoană, da? Hai să clarificăm acum. Doi de spade în poziția sufletului lor. Ce în sufletul lor? De ce doi de spade? Clarificăm doi de spade. Pe cine a blocat? Pe cine blochează? Doi de spade. Ua, două. Ha, interesant. Două au vrut să vină. Doi și doi. Au blocat eventual legătura cu voi pentru că au simțit că sunteți între două situații, că e semn de foc, da? Și eventual vă lasă să alegeți. Să alegeți ce vreți voi. Pe de altă parte, posibil că își doresc și ei să meargă către o persoană care exprimă emoțional cavalerul de cupe care e aici în poziția voastră a gândurilor sau a cui este. Posibil unii sunteți între un semn de apă, semn de foc sunteți voi și semn de aer sau alt semn de foc, în fine. Apă, aer, foc. Pe de-o parte. Dacă voi sunteți indeciși, i-au blocat comunicarea ca să se vindece sufletește. Pentru că au nevoie de altfel de comunicare. Și au nevoie de persoane care oferă. Da? Justiția nu oferă. E a între, da? Asta e. De ce apare în poziția gândurilor 5 de monede? Te vedeți? A fost o relație dezechilibrată, un turn a apărut din cauza unor discuții, o relație cu un suflet pereche, foarte profund, 6 de cupe. Foarte profund. Ia, uite. A vrut să se arate regele de bâte, berbecul sau leu sau săgetătorul sau cine o fi aici, ce mai există un semn de foc? Nu mai există un semn de foc, glumesc. În gând, e clar că ei consideră că i-ați lăsat ori singuri, ori se simt singuri lângă voi, poate că voi aveți alte interese, alte pasiuni. Aici reprezintă semnul de foc, dar în poziția gândurilor lor, că sunteți voi, că sunt ei, iar variază. Luați-vă scenariul cum vreți. Dar fiți corecți cu voi, nu trebuie să-mi spuneți mie, da? Ei se gândesc că semnul de foc nu le-a oferit timp. Le-a oferit timp și s-au simțit singuri lângă voi. Dacă este vorba de altă persoană, dacă e vorba de voi, dacă sunteți voi, posibil că vă gândiți să vă refaceți financiar, să fiți întreprinzători, că asta face regele de bâte. Dacă aveți probleme financiare, vreți să vă faceți firma voastră, nu să mai fiți angajați pe undeva. Eventual să fiți creativi, că regele de bâte e creativ și creator. Nu știu ce vreți voi să creați. La capătul setului de cărți, 9 de monede, 7 de spade, o relație la distanță în care nu s-au spus s-a mințit ceva, s-a mințit ceva, eventual o a treia persoană. No. Mercy. Da, e, și persoana respectivă, unul dintre voi, a simțit și a plecat.
Are nevoie de vindecare. Măi, asta e povestea pe care o văd. Nu vă place sau nu vreți să recunoașteți unii dintre voi, dar așa se vede. Asta e. Luna. Clarificăm și mie luna. Am văzut și magicianul. Luna. Poziția fricilor. Wow! Persoana aceasta este independentă, este singură, dar Marte și Venus, interesant, vă potriviți, da? Un soi de preîmpărăteasă, am zis. Este singură. Dar deocamdată în direcția persoanei acesteia nu vrea să mai împărtășească ceva, până nu se reface, probabil. Așteaptă ceva, vom vedea ce mai așteaptă. Deocamdată se gândește că sunteți eventual... Necesitați prea multă atenție, vă doriți prea multă atenție și ei se simt undeva singuri în acest context. Așa simt ei. Cum acționează? Eventual, dacă au niște... A, interesant. Persoana e frumoasă, am zis, e venusiană, are multe reușite, lucrează pentru independența sa. Se simte foarte bine singură, nu are nicio problemă de relație. Da? Nu e disperată după perechea sa. Are cu cine comunica, are ce studia, că toate monedele astea reprezintă studiu, studiu realizat sau început, da? Are ce face. Însă, probabil, ține secret anumite realizări sau anumite lucrări pe care se concentrează în acest moment. Pentru unii, nu, că e în poziția publică, cum acționează. Da, se concentrează pe creșterea sa. Asta este, se concentrează pe creșterea sa. Dacă a fost un trio, persoana respectivă l-a tăiat, l-a discutat, are puterea să meargă către victorile sale, către echilibru sau să se abțină, să se controleze. Da? Dacă are pasiune pentru voi, se va controla. Da? Pentru că nu-și dorește aceste triouri. Și repet, eu poate să fie muncă, prieten, hobby-uri, stat la calculator și jucat, adică și un joc poate să fie, să afecteze un cuplu, să fie a treia cupă din, da, care apare în poveste. Ia uite, 2 de monede în spate. 8 de monede în poziția fricilor. 8 de monede, ia uite, scam. Scam multe. 8 de monede, are legătură cu voi, împăratul. Care aveți multă pasiune pentru voi, pentru ei, probabil că ei simt, o țineți în secret, dar trebuie transformată, trebuie vindecată. Trebuie să învățați să selectați. Ce le este frică? Clarificăm 8 de monede. 8 de monede. Ok. Wow, justiția! Ce interesant! Ce interesant! Apoi, în poziția fricilor și la voi apare în suflet. Posibil că le este teamă că nu veți face justiție divină în această situație. Mm-hmm. Hai să vedem. Se vede, da? Eventual, există și posibilitatea să-și dorească să-și echilibreze viața, să-și facă ei justiție divină prin muncă și se întreabă în cât timp își fac grijă în poziția fricilor. Vorba de o transformare profundă, emoțională, moartea, luna, ia uite, asul de bâte și împăratul, aici sunteți voi. Berbeci, na? Sunteți puși la încercare de situația asta. 5 de bâte. Ia, 5 de bâte, 8 de monede și în poziția fricilor și în poziția dorințelor. Am zis și mai devreme, posibil că dacă se gândesc la muncă, își doresc să muncească și să-și învingă concurența.
Dar, pe de-o parte, au și o oarecare nesiguranță, că de-aia apare și luna în poziția publică. Au o nesiguranță cum să ajungă la independența aceasta financiară, cum să-și facă justiție, eventual în viața de zi cu zi. Pe de altă parte, ca să ne referim și la voi, dacă voi sunteți aici și aici sunt ei, își doresc ca voi, semn de foc, să luptați și să munciți pentru această relație, pentru această echilibrare a situației. Își doresc pe de-o parte chestia asta, dar pe de altă parte le este teamă că nu veți face justiție și nu veți munci, pentru că probabil consideră că voi sunteți cam egoiști, pentru că asta e varianta negativă a regelui de monede. Vă dau și variantele pozitive și negative, că nu degeaba a apărut valetul invers. Ia, uite, da? Își doresc să aibă puterea să se controleze în această poveste tentantă, tentantă, dar în care sunt prea mulți prieteni la mijloc, 3 de cupe și 5 de băte, amândouă reprezintă prieteni, da? Și acești prieteni intoxică manifestarea adevărului dintre voi. De ce apare valetul de băte invers? Wow! Deci vă consideră toxici. Ori voi aveți de-a face cu un capricorn sau cu o persoană toxică și din cauza că aveți de-a face, am mai spus, dar dați în urmă. Cine are de-a face cu situații toxice, negative, le manifestă într-un fel sau altul, le proiectează peste celălalt. Și să nu uităm că leitmotivul acestei etalări este integritate, dragii mei. Asta e leitmotivul, da? Pe de-o parte vă consideră imaturi și din acest motiv nu vor comunica până nu vă eliberați sau nu se eliberează persoana respectivă de toxicitate. Apare, v-am zis. Hai să mai dau încă o carte, da? La capătul setului de cărți, iar împărăteasa și preotul, care nu vrea să mai comunice cu semnul de foc. Are nevoie de apă, are nevoie de emoții, are nevoie de vindecare, are nevoie de eliberarea de trădări. Evident că împărăteasa, am zis, pentru unii poate să fie într-un contract sau într-o legătură karmică sau, nu karmică, karmică e aici, legătură de lungă durată sau căsnicie. Dacă a apărut o a treia persoană, se dorește divorțul, manifestarea integrității, eliberarea de aceste lanțuri. Clarificăm diavolul, te rog frumos. Șapte de cupe. Astea sunt obsesii sexuale. Șapte de cupe. Pe de o parte, consideră că voi aveți multe opțiuni, poate aveți multe opțiuni sexuale, nu neapărat fantezii, poate chiar unii dintre voi, că e semn de foc. Da? Că sunteți voi, că sunt ei, finalul ăsta reprezintă lipsa comunicării din cauza că o persoană e considerată imatură, că are multe opțiuni sexuale. Pe de altă parte, dacă nu are opțiuni, are fantezii și tot se manifestă imatur. Și atunci nu se comunică. Mai, ce complicat. Unul este provocat să lupte pentru această relație, să dovedească că se poate elibera eventual și de fantezii, și de toxicități, și de dependențe, și de relațiile acelea nepotrivite. Rămâne de văzut cine va lupta. Care sunt obstacolele în calea acestei povești? Obstacolele. Magicianul. Wow, și moartea. Iar apare faetonul. Fantastic. De ce cartea asta invers? Ciudat. Este singura carte invers. Șase de cupe. O relație mai... Deci eu zic că v-ați mai întâlnit într-o altă viață.
o relație foarte profundă, dar care trebuie renăscută. Și interesant că la Raci a apărut moartea și renașterea. Magicianul. Manipulările. Manipulările sau capacitatea unora de manifestare, că dacă nu aveți toate instrumentele, nu puteți manifesta. Clarifică magicianul. Obstacole, da? Wow, băi, nu se poate. Fantastic, v-am arătat mai devreme și s-a terminat la stea, la destin. Unii dintre voi conștientizați, aproape obsedant, că această persoană vă aduce bucurie, este destinul vostru, este vindecarea voastră și totuși, și totuși, ați mai avut pe altcineva sau altceva, nu neapărat altă persoană, altă activitate, altă situație, care nu v-a permis să vă concentrați 100% pe această persoană. Eu așa simt. Deci, transformarea asta. Dacă nu transformați radical, dacă nu renașteți, riscați să pierdeți legătura cu această persoană, da? E moarte, totuși, moartea relației. Trebuie manifestat. Aici e obstacolul. Moarte și renaștere. Clarifică magicianul și moartea. Poziție. E prima oară când cer explicații pentru această situație. Ia uite. Cineva trebuie să vină cu acest dar, da? Cu aceste scuze și scuze practice, nu doar din vorbă, și a venit invers. Nu poate să manifeste. Mai, mai. Ca să renască. Aveți judecata și roata norocului și schimbarea. Cineva a fost un pic cam aventurier, într-un fel sau altul, și a produs răni și această ruptură. Uf! Fantastic. Moartea. Clarifică moartea. Ia uite, două cărți care au venit invers, trei de monede invers. Lipsa colaborării. Cartea reprezintă colaborare, da? Persoană care construiește lipsa colaborării. Aici este, trebuie transformată. Vedeți cu ochii voștri magicianul, da? Vă lipsește această monedă, nu știu, nu neapărat că vă lipsesc banii. E interesant că a apărut și regele de monede de bâte, care în general regele de bâte nu prea colaborează, el dă ordine. A apărut și împăratul de-a lungul timpului. Cineva probabil nu e obișnuit să colaboreze și aici e vorba de alegeri, de colaborări, de o relație în care vorbiți cu cineva. Într-un mod superior, trebuie manifestat într-un mod superior. Împărăteasa sunt îndrăgostiții. Mai. Și repet, puteți să schimbați pozițiile, dar trebuie să fiți sinceri în momentul în care le schimbați. Fantastic! Ia uite. Aici regina de cupe. Iar apare regina de cupe. Cu care puteți să aveți multă fericire, puteți să aveți vindecare, puteți să aveți o nouă dragoste, dar sunteți blocați ori de un semn de aer, ori cu un semn de aer, ori cu o situație la locul de muncă, dar aveți nevoie de eliberare. Din acest motiv nu puteți manifesta transformarea renașterii. Asta e blocajul. În momentul în care faceți această transformare, da, manifestați vindecarea. Asul de monede, da? O relație. Haideți că am obosit deja. M-a obosit tata la rea. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!